Salut, Petru! Salut, Doina! Ce mai faci? Foarte bine, tu? Sunt foarte bine în studio. Sunt pregătită să te mai întreb, să te mai aud, de fapt, pe tine. Pentru că tu întotdeauna când vii la noi, cred că cei care ne urmăresc știu că urmează să citim niște chipuri. Pentru că tu asta faci, da, ești specialist în tehnica citirii chipului. Da. Pentru tine, cum a început vara asta, în primul rând? Foarte bine, foarte bine chiar, da. Eu știu că primele tale joburi, corectează-mă dacă greșesc, au fost în domeniul turismului. Exact, da. Deci foarte mult timp ai fost domnul ghid. Da, da, exact așa. Da, e un job unde am acumulat foarte multă experiență și e un job care îmi place cât la fel de mult ca și ceea ce fac acum. Unde? În ce țară ai lucrat? În Turcia, Antalya. Și cum era? Păi cum era? Eu nu numeam asta lucru, numeam asta o fel de combinație, nu știu, eu numeam asta mai mult odihnă. Eu nici nu cred că asta s-ar putea numi lucru. Și da, adică toate excursiile, dar nu e vorba doar de excursii, de merge în excursii. Pur și simplu, aceste experiențe de a vorbi în public, tot de acolo am acumulat-o cumva și multe altele. Cunoști foarte mulți oameni și apropo de acolo am și început să citesc, spune așa, colegii de muncă. Pentru că eu în timp studiam, acolo am zis că eram într-o zi în aeroport, nu avem ce face și zic, băi, dă și o să cheltui cumva timp. Și am început să citesc cu o persoană, o fată de acolo, coleg de muncă. Și ea a rămas foarte entuziasmată, deși până în asta eu nu credeam că cunosc destul de bine. Pe asta am zis, eu totuși mă pricep. Da. Pe urmă, într-o altă excursie, într-o altă zi și tot așa mai deci departe. Deci tu ai făcut practica pe turiști, cum ar veni? Pe colegi de muncă, adică de acolo sunt mulți, adică acolo că se înțelegi când se întâlnesc în aeroport, acolo sunt sute de ghizi. Foarte interesantă activitatea aceasta, știi? Mi se pare că e o activitate în care ai nevoie de multă energie, pentru că interacționezi cu atâția oameni în fiecare zi și toți cu nazurile lor, cu preferințele lor. Cu... Normal, da, da, desigur. Energia se acumulează pe parcurs, adică... Petru, noi ne-am gândit că ar fi fain să... citești chipul colegii noastre. Tu întotdeauna când vii la noi, întâi m-ai citit pe mine, după care ai mai citit pe cineva din invitații noștri. Așa. Și acum, doamna Daniela, domnișoara Daniela, veniți, vă rugăm, lângă noi aici, pentru că asta, noi ne-am gândit că ar fi o idee bună să o cunoaștem pe Daniela, care face parte din echipa noastră în mod oficial de câteva luni, de o lună, cred, sau nu? Încă nu? Mult. Un pic mai mult de o lună. Am revenit. Ai revenit, pentru că Daniela a mai fost la Moldova. Eu nu am pensula, Petru, Daniela, colega noastră. Daniela, ți-a mai citit vreodată cineva chipul? Nu, și nici habar n-am cum asta se face, ce magie și aici se va întâmpla. Chiar nu știu ce trebuie să fac. Dar ești pregătită moral și spiritual, da? Da, eu acolo, știi, am meditat, eram în zen și sunt ok. Poți să văd urechea ta să dai o lecușoară? Da, ele sunt mari. Este complexul meu, apropo. Dar pentru urechile? Da, nu-mi plac. De asta tu la machiaj tot timpul zici, acoperiți-mi urechile. Da, chiar nu-mi plac. Nu știu, nu-mi plac. Ok, apostă e bine pentru mine. Uite-te, lobul urechii la tine este mai detașat. În principiu la tine doină tot așa. Adică aveți deja ceva comun. Ceea ce ar însemna că într-o doză oricare ești mai detașat de familia ta. Din neamul tău, dacă vrei, ca să mă înțelegi mai corect. Da. Din practica mea pot spune că cei care au lob mai detașat pot emigra cu ușurință. Adică pentru noi nu e o mare problemă, spunem așa, interioară de vreau să fiu acasă cu cei de acasă. Adică așa, mai detașată. Nu și indiferent că unii să nu pornească. Da, da. Așa. Dar poți să ne acoperi? Da, poți să ne acoperi. Normal că eu văd cu mulți mai multe, dar mult mai multe, dar nu pot să spun. Dar zi că nu, o să spun după. Okay. Uite, la sprânceana aici, felișoarele este de păr, mai sus, la sprânceana dreaptă, ceea ce se referă la partea profesională. Și aici arată că tu ai o atenție mai sporită, observi detaliile care nu le observă alții. De exemplu, poți să observi detalii care nu le observi Doina sau alții. Pentru că, da. Detaliile contează. Exact, exact. Dar eu o să zic că eu ieri mi-am făcut sprâncenele, de-aia nu. De-aia totul este perfect aici. De fapt și Doinița e foarte atentă. Nu, acum nu fac niciun fel de... Da, stai liniștit, n-am glumit. Care e bun și care nu. Da, evident. Trebuie să dau cumva un exemplu ca să fie clar. Așa. Ok. Ok.
La tine în aerile se văd destul de puțin. Da, să mă uit dintr-o parte. Uite încolo? Se văd destul de puțin. Tu ești generoasă, cred că doar... Adică, tu ești generoasă, dar și cum ești generoasă. Adică, generoasă în sens că... Dacă sunt nu super, mai zgârșit o leacă. La partea financiară mă refer mai mult. De bună, poate și da. Adică, bună dinința de a ajuta oamenii. Generos din punct de vedere de a dai cuiva, nu știu, un 10 lei. Sau când eu vin, la tine și cer ceva. Tu poți fi generos atunci doar când ai și tu ceva de primit, sau concret să mă întreb, ok, ți-i dau, dar eu ce am de la asta, știi? Ceva din categoria asta. Ca așa. Ia zi. Trebuie să mă gândesc. Ce mai mult în evidență sunt obrajii tăi. Da, evident. Evident. Ai și o grupiță, nu? Am una, da. În partea stângă, da. Asta e ca prezentator TV sau ce faci tu, reporter, că nu m-am documentat. Pentru că nu mi-a spus nimic că o să o citesc pe dânsă, dar dacă îmi spunea, mă uitam și... Așa, obrajul plin, multă energie, predispus de ca să împarți cu alții, plus gropița, încă o dată confirmă că ești predispus să împarți energia ta cu alții, plus la toate, ai așa, spiritul ăsta de sufletul petrecere, dacă vrei să zici. Asta se manifestă mai mult cu prieteni decât undeva în societate. În societate tu ești puțin mai serios. Ai avut o grupiță în partea cealaltă? Dar, scuze, Petru, eu trebuie să confirm asta. Deci, da, sufletul petrecerii, asta este într-adevăr despre Daniela. Da, mă, dar știi, apropo, mama îmi zicea, se zice atunci când copilul numai se naște și îl pupi în obrăjor și apare grupiță și mama mea, au reușit să mă pupi doar aici. Într-o celălalt nu, da? Nu, că eu țineam mâna, nu mai știu și pe care. Odată și pe partea rațională, nu, adică partea dreaptă. A, adică acolo e. Nu, acolo, social, poți să dai dovadă gen de femeie serioasă, așa, dacă vrei, da? Dar când cu prieteni, acolo tu așa te transformi cumva de o persoană mai... Da, chiar așa e. Prietenii mei, chiar vă salut. Unde sunteți? Aici. Vă iubesc. Apropo, mulți organizatori de eveniment tot au grupiță. Adică îi potrivit chestia asta. În general, îi se potrivit jobul unde să lucrezi cu oamenii și anume de a crea o energie acolo specific, de a nu fi tot plictisitor și cred că jobul ăsta îți potrivește în privința asta. Foarte mult. Ce fain. Da. Ce fain. Mulțumesc. Despre buze n-ai spus nimic. Despre buze. Sunt ale mele. Sunt aritare, nefăcute, super. Ne... Da. Nu am nimic contra fetelor, dar gen, poți să le citești. Înțeles. Ai emoții, da? Da, ți-am zis. În principiu, buzele tine sunt practic medii, adică... Când sunt medii, practic n-am ce spune mult. Pentru că în citere echipele este o regulă, tragem atenție împreună la trăsături care este cea mai mult în evidență. Asta e. Mai pun milac de machiaj, că de obicei când vine cineva să-l citesc la mine, vine fără machiaj. De asta o mică dificultate pentru mine este machiaj, adică asta e. Da, dezinfectant, vă rog. Da, eu văd altceva. Dezinfectant. Văd altceva mai important. Este parțial o mică grupiță aici are, numai că e... Este scoat cu fond de ten. Nu, când tu faci niște mișcări specifice, ea apare. Când te râzi, când așa. Într-o mică doză, s-o poate, în anumite perioade de timp, ai dorință și dorință de automanifestare, ca să fii tu cea principală, uitați-mă, eu și-am venit, ceva de gen, dar să nu spui, adică tu te comporți așa, că dai de înțeles că celul din jur trebuie să te respecte. Butonul macho, să mi-ai spune, în limba rusă. Butonul macho. Da. Wow. Dar la tine este periodic și în anumite situații el se manifestă. Adică tu când faci niște mișcări, el doar apare, el nu e permanent. Adică ceva, cred că așa ține de zi, de dispoziție, de moment și tot așa mai departe. Da, tu uite așa, Daniela. Cadoul nostru pentru sfârșitul acesta de săptămână de muncă. Mersi. Eu am să revăd emisiunea. Apropo, suntem live pe pagina noastră de Facebook și eu am să revin la acest moment. Și o să mă mai gândesc. Dar în principiu, în linii super, dar nu, da, totul este cumva adevărat, deci... Da? Te-a ghicit? Te-a nimerit, cum spuneam noi? M-a nimerit. Mare parte, da, nu? Da. Deci există, știe Petru, da. Știe Petru ce știe. Mulțumesc, Petru. Eu am să fug la Veronica, eu am... Tu ai de lucru. Vezi? Da. Mersi mult. Cu mare drag. Mulțumim frumos. Petru, mersi tare, tare mult. Cred că te-am mai întrebat, dar te mai întreb. Chipul, propriul tău chip, tu ți-l poți citi? Este voie, este etic. Dar se face, se practică un om care știe această artă să se citească pe sine? Cu el și începe, de fapt. Cu el și începe. Adică... Așa, adică eu pentru mine, în primul rând, am studiat asta. Nu că să...
Da, mai era și ideea că să înțeleg și celălalt, dar în primul rând să mă înțeleg cu mine. Asta era la bază, asta era începutului. Motivația principală. Da, am înțeles. Da. Petru, mersi tare, tare mult pentru că ai trecut pe la noi. Să ai o vară frumoasă. Mergi în vacanță? Vedem. Am înțeles. Mersi mult, ne mai vedem. Mulțumesc.